Bucurie mare pe teren, dar și în vestiarul celor de la CSM Deva, după victoria obținută la Orăștie cu scorul de 2-1 în fața celor de la Pandurii Târgu Jiu, într-un meci contând pentru etapa a 14-a din seria 7-a a Ligii a 3-a de fotbal. Ștefan Nanu, antrenorul principal de la CSM, a considerat jocul unul peste nivelul Ligii a 3-a și a dedicat succesul primarului Florin Oancea, reamintind și faptul că, pe lângă accederea în play-off, unde ajung primele patru clasate de la finele sezonului regular, Deva își dorește să se implice în lupta pentru promovarea în eșalonul superior. Un meci peste nivelul Ligii 3. Ce pot să vă spun, vreau să felicit această echipă, vreau să felicit oamenii care sunt lângă mine, în primul rând autoritățile locale, că sunt aproape de această echipă. Din punctul meu de vedere, ne-am autodepășit în acest campionat. Îmi doresc ca pe viitor, în iarnă, să mai aduc 3-4 jucători de calitate și să trag la locul 2. Se poate și promovarea și Cureștița. Mă întâlnit o echipă care are obiectiv promovarea, o echipă cu buget mare, o echipă cu calitate. N-a fost nicio diferență între CSM Deva și Pandurii Târgu Jiu. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor care sunt aproape de mine, în primul rând jucătorilor, oamenilor care lucrez și colaborez cu ei, și dedic această victorie domnului primar. Cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular, Deva este pe 2 cu 28 de puncte, la 12 în spatele Reșiței, care este deja în play-off. Pandurii au coborât pe 4 cu 24 de puncte. În atare condiții, într-un joc cu un arbitraj corect, Ștefan Nanu vede victoria cu gorjenii ca una de 6 puncte, Deva având în prezent 9 lungimi în fața celei de-a 5-a clasate, Viitorul Șimian, care a câștigat surprinzător la Voința Lupac, echipa de pe 3 cu 25 de puncte. Un arbitraj bun, din punctul meu de vedere nu pot să reproșez nimic. Deci a lăsat jocul să meargă, am avut și noi fauturi și ei fauturi. Eu sunt un arbitru de Liga 2, un arbitru cu experiență, chiar vreau să-l felicit pe această cale pentru că cred că e cel mai bun arbitraj care am avut acasă. Încă o dată, o victorie de câte puncte? De 6 puncte. Deva poate face încă un pas important spre play-off vineri 3 decembrie, dacă în jocul ce va începe la ora 13 va câștiga deplasarea de la penultima clasată, Viitorul 2 Târgu Jiu, care are 10 puncte. Mai mult, CSM Deva își poate asigura accederea în play-off dacă Șimianul nu se va impune acasă în fața antepenultimilor din ierarhie, Gilortul Târgu Cărbunești, echipă cu 12 puncte și care au învins în runda precedentă pe teren propriu cu 5-2 Lanterna Roșie Aurul Brad. Brădenii, care nu pot părăsi ultimul loc nici acum, având doar 5 puncte, vor juca sâmbătă 4 decembrie de la ora 13 acasă cu Pandurii. Cea de-a treia echipă hunedoreană din serie, Jiul Petroșani, a făcut o remiză albă la Progresul Ezeriș, cele două echipe fiind pe locurile 6 și 7, Cărășenii având cu un punct mai mult, 16 față de 15 în fața trupei din Vale. În ultimul meci programat în acest an, Jiul va juca la Petroșani vineri de la ora 13 cu Voința Lupac.